mulțumesc din suflet lui Dumnezeu că mi-a dat cancerul la sân. Deci a fost, poate cred că un punct de cotitură în viața mea, dar am, de atunci și până acum viața mea e totul altfel. Deci s-a schimbat cu totul, la 180 de grade. A stat tu acum cât timp? În 2011 am fost diagnosticată cu cancer la sân, în septembrie. L-am tratat chimiotratat, radiotratat, pentru că eu consider că sunt momente când viața omului, când dacă ți-ar de casă, nu te-a pus să te rogi la Dumnezeu sau să-ți cauți conflictele, pentru că poate nu ai timp să le găsești în timpul ăla. Aveam o tumoră, m-am uitat acum, aveam cancer intraductal invaziv, care mergea cu 60% viteză de propagare. Deci eu la 60% viteză de propagare, unde fusesem cu 2 săptămâni înainte și la Felix. Iar la Felix, fiind să știi foarte bine că apa este radioactivă. Am intrat în apa aia, eu n-am știut că am nimic. Până atunci simțeam, eu tot simțeam că ceva nu e regulă cu mine. Simțeam de pe la începutul anului, după ce am avut o grămadă de probleme, de situații, de viață. Mama m-a sunat într-o zi și m-a speriat, nici nu înțelegeam ce zice și zice: vino și mă ia de la țară, vino și mă ia că nu mai pot de durere. Și m-am dus cu ea la spital și a fost nevoită să facă o intervenție rapidă de să-i scoată bila. După aia termin cu mama, care eu sunt foarte, eram și sunt. Acum m-am mai pus un pic de distanță între noi, de atașate de ai mei. Imediat după aia, asta era în noiembrie, în decembrie tata a făcut exact când era asta, pe la începutul anului nou, a făcut un accident vascular cerebral. Deci m-am dus, iar de deja eram vulnerabilă. Deja acum un pic mă demontase partea cu mama. Am plâns, dar a sărit cămașa pe mine, eu și așa să fie foarte sensibilă. Tata a făcut un accident vascular cerebral, a fost spitalizat exact de Revelion. Și oricum a marcat chestia că trebuie să stai el săracul așa. El era cel mai bine de la neuro. Și mai era acolo un tip care plângea că e singur și n-are pe nimeni și avea vreo 70-80 de ani. Și am ieșit din salon și am început să plâng că mi-a fost îngrozitor de milă de omul ăla. Și el tot avea, eu aveam nevoie de milă, nu iar. Da? Atunci nu știam. Și după aia a venit ianuarie, prin decembrie, așa, s-au făcut restructurări, a dat-o pe cumnată mea afară. M-a mai clătinat o tură. În ianuarie a plecat cu cumnată mea, m-a clătinat de tot, am făcut herpes în ochi. Tot felul. Deci începuseră semnele clare. Cumva mă deprimasem foarte, foarte tare, mă deprimasem. Mă uitam în jurul meu, mergeam la serviciu, mă uitam în jurul meu și vedeam biblioraftul, nu m-a interesat ce e în ele. Le scoteam, le puneam la loc sau nici măcar nu le scoteam. Cu zilele, dar toți m-au tolerat așa, nu m-a întrebat nimeni de sănătate. Păi am început să mă doare tot felul, oase, mă simțeam îngrozitor, obosită. Deci mă culcam obosită, mă trezeam obosită. Știam că ceva nu-i bine cu mine. A plecat de la o acumulare de momente deprimante din viața ta? A fost la starea asta? Adică mama, tata, frate, picunat sau ce mai nu, mai nu. Deci nimeni nu este responsabil de deprimările din viața mea. Absolut nimeni. Dar eu am un fond foarte, foarte sensibil. Hipersensibil, aș putea spune. Da, poate că nu știai atunci. Știu dintotdeauna. Eu dintotdeauna nu știu, că nu sunt responsabil, ceilalți niciodată n-am căutat vinovați. Nu, știam că eu sunt responsabil. În tot timpul am știut că eu sunt. Nu știam de ce. Dar știam, tot timpul am știut că eu sunt principalul vinovat a tot ceea ce se întâmplă. Eu știam că sunt number one în toată nenorocirea din capul meu, din viața mea. Dar nu știam exact de ce. Și nici nu aveam timp să stau să mă gândesc de ce. Mă trezeam dimineața și tot o luam într-o alergătură și într-un zor. Eram într-un iureș, nu pot să zic. Deci nu pot să zic în ce iureș eram. Și după aia am ținut... Și-a pus toată viața ta în iureș? Nu. Cum era?
Așa era, nu? Nu, n-a fost niciodată viața mea așa un iureș. Știi, depinde de percepție aici. Deci iureșul a fost numai anul ăla înainte de când m-am îmbolnăvit. Atât. Atunci atât am... Nu! Păi atunci ai avut o viață normală? Normal. 2010, normal. Da, normal în sens, într-un anumit fel normală. Da, normală. Am fost un copil iubit, un... Am fost un om iubit. Tot timpul am fost un om iubit. De toată lumea. Deci n-am avut nicio problemă de genul ăsta. Niciodată. Și totuși aveam nevoie de mai multă iubire. Deci nu mi-era niciodată destul. Cum cumva simțeam că n-am atât de multe cât voiam eu să am, pac, câte o boală. Încă o boală. Ca să capăt atenție. Este bolăveai ca să te ia mama în brațe, nu? Da. Pentru că, și știi, de la asta s-a avut timp când ai crescut mare această deprindere negativă. Această așa... deprindere am aplicat-o peste tot. Deci peste tot. Și am avut revelația și cu șeful, după. Și cu iubitul și cu toată lumea, nu? Da, și cu colegii. Da. Cu șeful nu, că pe mine șeful nu înseamnă nimic pentru mine. Deci, cu șeful adică cu colegii de muncă. Nu, aia nu. Aia să iau așa cum sunt. Deci de la ea n-am niciodată așteptări. Și chiar atunci când am avut așteptări, la ea rezolv cumva foarte deștept cu ei toate problemele. Le zic. Sunt foarte francă, foarte directă, foarte tăioasă, foarte cinică și le povestesc. Deci nu cu la serviciu așa. În relațiile personale, strict acolo personal, e problema. Strict personal e problema. Că acolo, de fapt, te manifesti. Da, și acolo ea contează pentru mine. Odată m-a întrebat cineva la serviciu. Hai, tocmai plecam acasă, mi-am luat geanta, mi-am scos, mi-am rujat frumos, m-am dat cu ruj, m-am dat cu spray. Doamna de noastră, unde plecați? Acasă. Cum și ca să plecați acasă, vă dați cu ruj? Da? De ce? Păi, trebuia să vă dați cu ruj la venire, nu la plecare. De ce? Zic, dacă eu mă dau cu ruj pentru voi care sunteți mai nimeni în viața mea, aia care sunt acasă și care într-adevăr contează, ar trebui să mă vadă cu totul și cu totul mai mult de atât. Zic, ar trebui să-mi pun și rochii de gală ca să mă duc acasă. Și atunci a rămas așa, da, aveți dreptate. Păi așa este. N-am fost cheală, n-am avut sprâncene, n-am avut gene, n-am avut nimic. Dar nici n-am fost hidoasă. Mă avut grijă, mă trezeam un pic înaintea celorlalți și începeam să mă pictez. Hai să revenim la tău anul când a început să te îmbrâie cu viața ta. Bun, de fapt, așa, după aia, eu în general voiam să fac, am fost o perfecționistă și sunt acum mă vindec, sunt în tratament, mă tratez de perfecționismul ăsta, așa, oricum mă ajută viața mult și prin martie mi-am dat seama copilul meu trece în clasa 5-a și nu mă mai mulțumește să stea la școala aia pentru că e clasa E, deci era ultima clasă și rămâneam fără profesor ca lumea așa. Și spun, mai uite care-i treaba, vrei să te muți? Ai posibilitatea să mergi la un liceu, la Perturare și uite, ăsta este cel mai bine cotat, e clasă bilingvă, așa. Tu vrei în partea asta, dar să știi că dacă vrei, muncești. Eu n-am să stau să te prind de la spate. Vrei tu să înveți? Bine. Te gândești foarte bine, nu-mi răspunzi acum și faci așa. Ei, dar am luat o chestie asta atât de personal. Verificam și profesoara, deci am început să-l meditez și verificam profesoara și pe el ce fac. Deci aveam senzația cumva că totul depinde de mine, totul ține de mine. Nu, pământul nu se poate învârti dacă nu îl împing eu un pic cu umărul în fiecare zi. Cam așa, ceva. Și după aia, deci a plecat cu nata mea, s-a întâmplat chestia asta cu Rareș, Și când a început curarea și am simțit eu că sunt mai mare așa, dar nu l-am dat importanță. Am zis că se transformă corpul după 40 de ani, asta e, oricum nu aveam timp să mă gândesc la mine. Era așa, dă ăsta examen, ia cu 10 și a spus, s-a făcut oricum văzut, remarcat. Am plâns de bucurie, așa, s-a terminat. Intră mătușul meu în spital, mătușa asta mea, i-a murit fiica sa. Și avea un singur copil, era în vară. Și ne-am ajutat reciproc în timp și nu avea cine să o ajute și uite, era un caz de malpraxis, i-a uitat un tampon în ea pentru operație banală de apendicită și era să ducă și doctorul nu voia să o redeschidă, că dacă o redeschidea trebuia să dovedească că ce s-a întâmplat și el avea senzația că eu nu știu și eu știam exact pentru că știam că am avut și
confirmări, că i-am făcut și ecograf, dar nu voiam să-i spun ca să nu strânesc dita mai bine. Nu-mi place să creez disconfort în viața omului. Chiar nu vreau chestia asta. Dar voiam să rezolve problema și nu făcea nimic. Și m-am chinuit până la urmă, am spus, domnule, știi ceva? Nu-ți închipui că omul ăsta poate să moară aici și nu zică nimeni nimic, eu vin și te rog frumos, fă ceva. Când faci ceva? Și până la urmă a deschis-o un pic seara și i-a scos tamponul și i-a spus că s-a acumulat acolo, nu știu ce, treaba lui, ce a spus, cum s-a făcut bine. Timpul ăsta în care unchiul meu, stând o lună de zile, fără mătușa mea, că avea o lună de zile de când stătea pentru operație de apendice, face accident vascular cerebral. Și iar intră în... Și mă duc cu el la spital. Și stau o zi întreagă. Și acolo l-a ținut la UPU la o zi întreagă ca să-l stabilizeze cât de cât și să-i facă toate. Așa pentru că au fost două accidente. Oricum, impresionant, nu vreau să-mi amintesc. Niște tineri au fost secerați, mă rog. Oricum, tot cazul că am văzut cum urla unul, cum făcea altul, am stat o zi întreagă, 24 de ori. Eu, în toată povestea asta, eu eram cea care aveam grijă de toată lumea și eram omul cu cancerul în sân. Eu n-am știut. Ei, prin martie m-am dus, mă tot duceam la doctor, mi-am făcut tot felul de analize. Eu, soțul meu are gratuități unde lucrează el și-a făcut ăștia un contract cu o anumită firmă de prestări servicii medicale și aveam gratis. Și făceam tot timpul, odată la 3 luni, toate analizele mi-au ieșit tot timpul perfect. Mă duceam la medicul de familie, nu, săracă, ce să gândească când văd asta? Doamna doctor, mie frică. De ce ți-e frică? Mi-e frică de moarte. Fii fată serasă, dă rudotel. Vezi când te apucă frica aia, ia tu niște rudotel. Dar zic, nu, și rudotelul ce-mi facem? Dispare frica de moarte? Mă gândeam eu, nu. Dorm mai bine și frica e tot acolo. Nu le-am luat. Le-am luat de la ea, în tot cazul, și le-am pus în la bine. Și zic, eu iau rudotel, chiar mă duc cu capul. Dacă-s dusă cu capul un pic, măcar mă duc cu totul. Nu îl ia, dar sărăcie. Nu am văzut așa că pe partea asta alopată nu pot merge. Hai să mă duc. Știam de doamna doctor și îngelarul la noi aici. Zic, mă duc la biorezonanță magnetică. Mă duc și începe să-mi zic aia, că nu știu ce, că nu știu cum, că vin cu din trecut cu o chestie de perfecționism. Că așa începe să ruleze acolo la un moment dat. Eu țin minte un program de cancer la sân. Și zicea, asta nu înseamnă că ce sunt și ai. Nu e nicio problemă, zice, nu. Asta așa face el, mai rulează programe. Deci, după aia, n-am blamat-o nici 5 minute când mi-am amintit și când mi-au pus diagnosticul, pentru că am spus așa, dacă ar fi trebuit să fie aflat atunci, aflam atunci. În mod sigur, atunci nu era cazul să aflu de el. Poate că nu era momentul. Poate că s-ar fi întâmplat după aia, ar fi decurs altfel viața mea. Nu, înseamnă că așa a fost să fie. Sunt prietenă și acum cu doamna doctor respectivă. Nu am avut nicio treabă. Și numai căutam răspunsuri. Eu n-am căutat vinovați niciodată. Am căutat doar răspunsuri. Și când am fost... m-am dus în... am văzut că un sân e mai tare și unul e mai moale la un moment dat. Nu atâta era, asta era singura deosebire între ei. Am urmă la ei, la fel, unul mai tare, unul mai mare, unul parcă avea febră musculară. Și eu sunt pe o prietenă care este medic, este șeful secției la noi la spital de imagistică medicală și zic, m-aș vrea să-mi faci un ecograf. Că uite, așa, așa. Zice, eu sunt concediu. Zic, stai liniștită, că eu m-am palpat foarte bine, n-am nimic, nu simt nimic. Nu se simte nimic. Zic, du-te liniștită în concediu, că și eu mă duc în concediu 2 săptămâni și apoi, când mă întorc, ne întâlnim. Și mă duc la Felix și într-un aparat radioactivă. Da, făcusem și candidoză și tot felul. Dar eu am interpretat candidoza după aia, retroactiv, ca dacă nu făceam candidoză, intram în continuare în apa aia. Și pentru că aveam candidoză, n-am mai putut să mă țin departe, doamne. Băi, asta e tu un pic pe așa, că altfel n-aveai cum. Că eu din respect pentru ceilalți n-am intrat. Eu nu fac. Mi s-a schimbat, e rupt sânul. Mi s-a dus foarte tare, tumora a progresat și a ieșit o boală așa, înspre o parte.
Și atunci am spus, era o doamnă care era foarte, un medic foarte bătrân, la 70 ceva de ani, se numea Oana, nu știu cum, Nicodim, parcă. Și i-am spus, doamna doctor, i-am făcea acupunctură. Ea era, de fapt, medic reumatolog acolo. Zic, cum frumos, zic, uitați, a, nu știu care, zic, se plânge pe sală, dar eu care am o chestie așa la sân, care mi s-a umflat sânul, ce aș mai trebui să fac? Da, ce aveți? A, vă rog frumos, desplăcați-mă, vreau să vă văd. Și zice, știți, vreau să luați un pic loc. Și nu s-a schimbat la față, ea părea că e stăpână pe situație, nu a făcut o dramă din asta. Și îmi zice, știți cum e? Eu vă rog când ajungeți acasă să mergeți neapărat să faceți investigații. Acum sunt tot felul de investigații și chiar și un cancer să fie, nu este o cauză pierdută. Eu am avut un soț care... eu am avut un accident unde toată lumea zicea că o să mor și n-am murit, uite-mă că sunt aici de față cu tine, iar soțul meu care n-avea niciodată nimic și toată lumea zicea că o să trăiască 100 de ani, a murit la 40 ceva de ani dintr-un infart. Nimeni nu-ți oferă nicio garanție pentru nimic. Deci cancerul de sân nu este o treabă, nu este ultimatum. Deci te rog frumos să-mi dai telefon când ajungi acasă să-mi spui că ești bine. Dar mi-a rămas ca o chestie, ca o sminteală chestia asta. Deci pur și simplu ca o sminteală. Am plâns tot concediul din momentul ăla. Ăștia au zis că sunt nebună. Eu m-am gândit, hai să facem, hai să mergem acolo, nu mă săturam. Hai la tur, dar hai acolo ca să văd cât mai multe, cât mai nu mai ajungea să trăiesc, să trăiesc mai mult, să trăiesc mai mult. Vin și când mă uit, cum te poți uita pe calculator când îl faci aia. Deci am venit vineri, luni, m-am dus la... Dar s-au aranjat toate, aia era de gardă la spital. Deci toate mergeau. De ca și cum erau lănțuite, să le vedeai, le simțeai că clar că se leagă așa una, nu erau disparate, nu mă chinuiam să fac ceva. Ele mergeau așa frumos cursiv. Aia era tocmai de gardă, tocmai că m-a primit. Când m-am uitat la ecograf, am văzut, nu era nimic încapsulat, era o pânză de paianjă, stea, care se dispersa. Deci era clar, pentru mine era clar. Când am văzut și mi-am dat seama, da, e cancerul ăsta, am început să-mi sară mâini în picioare, așa. Acolo nu puteam să mă stăpânesc. Și tipa fiind prietenă cu mine, ne știam din copilărie, nu a fost în stare să-mi zică. Și a zis, știi ce? Dar nu reacționa așa, că eu nu ți-am zis nimic. Eu n-am spus absolut nimic. Nu, ceea ce văd eu aici, nu ți-am zis nimic pentru ce reacționez așa. Dar eu am vrut să dau la medicină, am studiat mult și dacă toată viața m-am îmbolnăvit, Am tot citit, dar acum știam. Bun. Da, cum? Și atunci când am văzut așa, ea zice, du-te acasă, te rog frumos, poți să vii la ora 8 la o mamografie, că nu pot să zic nimic pe ceea ce văd eu aici. Și zic, sigur, când am ajuns acasă, am început să plâng și am zis, am cancer. Și copilul meu a început să plângă și el și a zis, te rog frumos, mami, să nu mori, că eu nu pot trăi fără tine. Și era o băceală și ca la mort la mine acasă atunci. Deci era o nenorocire generală. I-am spus maică-mi, maică-mi a zis, mă, vindem tot, soluții sunt, vindem tot ce avem și te faci bine. Te duci și îți faci tratament unde vrei tu în lumea asta și te faci bine. Nu contează, pentru mine nu contează nimic, pentru nimeni nu contează nimic decât tu să fii bine. Nu, dar poate că nu o fi așa, stai liniștită. Eu ce să nu fie așa, că știam, eu îl căutam deja de atâta vreme, căutam ce se întâmplă și am găsit ce se întâmplă, acum ce să mai... Bun, am bocit cât am avut nevoie, așa m-am dus, dar senzația e că ești cumva într-un film străin. Deci asta e senzația, că te duci, parcă nu ți se întâmplă ție, nu știu, tu ești acolo așa ca să urmărești, deci parcă te-ai vedea cumva de undeva și ți se întâmplă, e un film. Și încercam să țin minte ce se întâmplă în jurul meu, să mă leg de ceva. Nu știu de ce făceam chestia asta când am făcut mamografia. Și zic, stau și încercam să fiu stăpână pe mine. Chiar țin minte și acum. Să nu plâng, să văd ce-mi zice, să fiu sigură că îmi zice că am într-adevăr ceea ce cred eu că am. Și atunci tipa se uită pe film și începe. Nu-mi place deloc. Asta un pic. Nu-mi place deloc. Mai stă un pic. Nu-mi place deloc. N-am văzut că nu poate să zică și nu-i vine, nu găsește cuvintele. Spune așa. Există o șansă cât de mică.
ca ceea ce vezi tu acolo să fie benignă, atunci tipa și-a dat seama că eu știu totuși. Și a zis, poate una la mie. Și zic, mă, ce mă sfătuiești? Unde o iau? București? Iași? Cluj? Unde mă duc? Zice, nu Iași. Și zice, eu ți-aș spune Cluj sau București, eu am făcut facultatea la Cluj, nu vreau să zici că fac lobby pentru asta. Bun, zic bine, vin seara, soțul meu, la Cluj, avea, la București avea totul gratis. La spitalul ăla cel mai bun, privat, nu știu ce, mergem acolo așa. Mă, acolo, dar nu poți să zici că e somn ăla ce dormi tu. Deci închizi ochii și tot ești într-o stare de veche permanentă. Deci nu mai dormi. Din momentul ăla nu mai dormi. Până nu-ți rezolvi tot, le pui pe toate și vezi în corote te duci, nu dormi. Când am ajuns acasă la ora 10, am sunat-o pe prietena mea cea mai bună, că bărbatul e ceva mare, într-o firmă de distribuție, și a zis, stai bă, liniștită, calmează-te, găsim soluție. Sunt și oameni de la țară care găsesc soluții, noi am găsit și noi, că doar na. Stai cu minte. Și am vorbit cu cineva să merg la Cluj. Că am spus, că înainte de asta îi spunisesem lui bărbatul, eu nu vreau București. Pentru că avusesem cu un an înainte o colegă de liceu care murise de cancer de sân și se tratase la București. Și am făcut imediat, bineînțeles, cum e de afaceri. Conexiunile, pac, pac, pac. Și am zis, nu vreau București. Pentru că aș pleca cu o premiză greșită din start. Așa am judecat atunci. Iată, m-a dus cap. El a zis, unde vrei tu, unde ți-e confortabil, acolo mergem. Nu mă interesează banii. Zic, aveam niște bani puși deoparte ca să ne luăm o canapea. Zice, eu n-am nevoie să trăiesc o canapea în continuare, poți să fie și să dormi și pe jos. Eu te vreau pe tine. Și atunci am intrat în banii aia așa frumos și am plecat la Cluj. Acolo, joi, tipa a zis, da, într-adevăr, asta așa este. Diagnosticul a fost exact clar. Și se întindea undeva pe 2,5 cm, era partea asta tumora și partea îndurată, ce era așa pe sânge se vedea, era 4 cm, era o chestie tare. Și mi-a făcut cunoștință cu un medic, o doamnă medic, care din Suceava, oncologă, și atunci ne-am văzut prima dată, era într-o joi. Bine, îl vin acasă, dar nu-mi dădea pace gândul ăsta. Tot mi-am amintit chestia, mi-a rămas ca o smintală aia pe laptopul femeii, că a început să, pe biorezonanță magnetică, când a început să ruleze cancerul ăla de sân și aia nu mi-a zis nimic. Așa am sunat-o, doamna doctor, vă mai amintiți că eu am fost în martie așa? Ea zice, nu mi-amintesc nimic și eu nu țin nimic pentru că nu vreau să mă încarc cu toate chestiile astea. Eu le dau la pacienți tot și așa, nu mi-amintesc. Zic, dar eu aș putea să vin mâine pe la dumneavoastră să văd ce mai spune aparatul acum? Zice, mâine nu pot pentru că mă duc la o ședință, la o ceva, la un curs. Și zic, vin și eu. N-am întrebat, ce curs, unde, când, cum? N-am întrebat, nu mă interesează, eu am zis, vin și eu. Bun, mă duc la curs. La curs era Indra de la București, nu știu dacă o știi, Indra Mihăiță, o tipă care e maestru spiritual. Era o ședință de tipul ăla. Deci căuta oamenii o cale spirituală. Și cu vipassana, cu respirații, cu meditații, cu... M-am dus într-un colț, eram atât de mic, venea să plâng mereu, deci lacrimile mi erau tot timpul aici. Eram distrus, eram undeva, eram la pământ, eram una cu pământul, nu... Nici nu puteam să gândesc, nu îmi zburau ideile prin cap ca avioanele, toate plecau și nu mai ateriza niciunul. Și zburau cam toate odată, așa nu știu cum să zic, toate se lansau și era, așa era la mine în cap. Și nu reușeam să ajung cu un gând în partea cealaltă, să aterizeze. Și atunci m-am dus undeva în spate să nu mă vadă nimeni, că dacă încep să plâng, să măcar să-mi tihnească, să plâng și așa. A venit și doamna doctor, era undeva la câteva scaune distanțe, erau, nu știu cum s-au adunat, erau foarte mulți medici, foarte mulți bioterapeuți, mă rog, așa probabil că s-a întâmplat, nu e nimic întâmplător. Și... A fost bine chestia asta, pentru că am stat într-o stare de liniște completă, continuă, am meditat 2 zile, așa, tipa foarte faină, Indra, de povesti de ego, de... oricum, ce se discuta acolo, la un moment dat pe mine m-a captat. Deci a reușit să mă capteze cu chestiunile care se discutau acolo. Așa, trebuie să da.
Da? Deci erau chestii care mie îmi plăceau. Tot timpul am fost pe partea asta spirituală. Tot timpul, de mic copil. Deci eu, dacă în clasa a șasea citeam, era plăcerea vieții mele să citesc cugetări. Deci era superb, aia mă încânta. Deci simțeam că mă bucură. Aia mă bucura pe mine. Ei, ajunsesem exact unde trebuia să ajung. Era la fix. Bun. Dar, în pauză, când am discutat cu unul cu altul, bineînțeles, m-am plâns. Vai că eu am cancer la sân, vai că așa, vai că pe dincolo, că simți nevoia să-ți plângi de milă. Și toată lumea, fai, dar nu te du, nu fă chimioterapie, nu fă radioterapie, că e invaziv, că eu te fac bine, eu vină la mine. Unul era capa alcalină, altul nu știu ce mai avea, altul nu știu ce mai zicea, zice, lasă că să facem o întâlnire unul la unul cu Indra, mergi să vezi ce zice ea. Bun, am zis că merg să văd ce zice Indra. Dacă ajuns seara acasă, mă gândesc, Doamne, oare eu încotro să o apuc totuși? Oare am plecat bine spre Cluj? Oare ce, cum e de făcut? Nu știu, nu mă duce cap. Și am rămas așa totuși smintită. Mă culc. Înainte de culcare, mă rog, ca de obicei. Și mă rog, Doamne, te rog din sufletul meu, dar din inima mea te rog, arată-mi calea și fă-mă s-o și văd că eu zbântuită ca de demoni. Nu știu ce să fac. Și zic, mă, și să vezi tu că eu cum îs cu ochelarii mei de cal acum. Doamne, Doamne, mi-arată calea și eu nu o văd. Și spun, Doamne, te rog din suflet, arată-mi calea, dar fă-mă s-o și văd, te rog eu. Și mă culc. Mă culc dimineața, mă trezesc, dau să mă duc iar la, că trebuia era vineri, sâmbătă, duminică. Mă mucoșesc, eu nu știu ce, când să ies din casă și să intru în mașină, din altă mașină ieșea cineva ca să intre la mine în bloc. Și cine era cineva ăla? Doctorița oncologă de la Cluj. Mai eu zic, m-au trecut fiori pe șase, zic, eu cred că deja treaba e gravă. Cred că mă duc cu capul bine. Mă duc până la ea, era la scara aia altă, să văd, să mă convin că așa este. O tipă pe care o văzusem alaltăieri, prima oară în viața mea. Și zic, bună ziua, doamna doctor, extraordinaria de acolo. Cum ne întâlnim, doamna Rotariu? Extraordinar. Dar cum? Dar ce faceți? Eu am venit la fratele meu care stă. Fratele este în bloc cu mine. De unde să știu? Dar momentul putea să fie oricând. Când am văzut așa, am intrat în mașină, am făcut o cruce mare, am spus mulțumesc, Doamne, știu. Acum ce am de făcut? Asta e. Am mai mers totuși la Indra în continuare. Am stat 2 zile pe fond așa de liniște. După aia Indra m-a sfătuit, zice, nu știu. Ea a fost medic la, nu știu, la ce spital din București, unul destul de faimos, tot așa, în imagistică. Zice, poate că e medicul din mine, poate că, nu știu ce să spun, și totuși tipa e destul de destupată și le cam vede. Și zice, eu zic să te duci să-l operezi, scoate-l și după aia faci tot ce e de făcut. După aia nu te opri numai în a-l scoate. După aia fă ce ai de făcut. Pe partea asta, și între la rumez așa. Auzi, când îți arde casa, dai telefon la pompieri. Nu te apuci de te ruga la Doamne, Doamne, să o stingă. Și m-am gândit, da, hai, iau pe drumul ăsta, fac, dacă asta a fost calea care mi-a arătat-o, o iau pe drumul ăsta, fac ce e de făcut și după aia nu mă opresc numai la atâta, pentru că ce tratează ei, tratează efectul. Eu vreau să tratez cauza. Termin, am făcut radioterapie, chimioterapie, am făcut-o, nu le-am suportat pe toate foarte bine. Pau, na. Fost greu? Da. La amândouă, la ce a fost, cum a fost? Radioterapia nu e grea, nu o simți. Într-adevăr, corpul, după analizele care mi le-am făcut după radioterapie, erau mai urâte, arătau mai rele decât alea care le-am făcut în timpul chimioterapiei. Dar nu o resimți greu. Chiar a fost o perioadă faină, radioterapia mi-a plăcut. Am stat 7 săptămâni departe de casă, dar m-am făcut acolo o prietenă și încercam să o privesc fiecare zi ca și cum aș fi fost într-o tabără. Și râdeam, plecam de dimineață până seara, mergeam hai hui prin Cluj, deci a fost super. Nu, a fost o perioadă faină, mie mi-a plăcut. Nu stăteam la spital, deci de-aia a fost ca în tabără, că eu stăteam undeva la o prietenă, mi-am găsit o prietenă. M-am găsit N prieteni acolo. Așa. Și, da, chimioterapia. Cum să zic, în primul rând că ți-e greu. Ți-e greață. De multe ori ți-e greață când te duci, când știi unde ajungi, îți vine să vomiți dinainte de a-ți băga ceva pe vene. Da. Deci de multe ori mi-a fost rău, mai rău la dus decât la întors. De multe ori, de cele mai multe ori. Dar Probleme asta, mentale sau ce?
Programai mental? Da. Mă programam mental că i-am spus, doamne doctor, știți că pe mine cu două zile înainte de a veni la dumneavoastră, eu încep să vomit de dimineață. Și a zice, da, pentru că corpul deja știe ce urmează. E așa mi-a zis. Corpul tău deja știe ce o să pățească, că deja știe că odată la 3 săptămâni îi se întâmplă chestia asta, că exact fix odată la 3 săptămâni. Și atunci el, când se apropie momentul, el începe. Da. Și ea a spus, da, vă cred. Deci am avut susținere peste tot, nu pot să spun. Deci am avut susținere și de partea ei. Am făcut 4 ședințe înainte de operație. Am făcut 8 ședințe, da. 4 roșii și 4. 8 ședințe, toate înainte de operație. Apoi m-am operat și apoi radioterapia. Eu n-am făcut înainte și după operație. Toate le-am făcut înainte. Primele îți atacă cumva, ți-e greu să le suporți, vomiți. A doua îți atacă sistemul osos. N-am citit. Nu, prefer să nu știu reacțiile adverse pentru că eu le fac. Deci eu când le citesc, le-am și făcut. Da, am o putere extraordinară când văd în rău. Când am induce rău. Te lăsa impresionată de ce citești. Da. Și atunci nu. Eu dacă... Poate că și în bine, nu? Da. Eu cât, păi da, sigur. Păi cine poate în rău, poate și în bine. Asta nu? Mintea, de fapt. Da. Și atunci, eu când mi-am dat seama, dar n-am știut că eu am puterea asta. Niște dureri îngrozitare. Deci, erau zile că nu știam când pleacă Rareș la școală. Mă trezeam cu el să plece la școală și nu știam, pentru că dacă mișcam un os atâta, îl simțeam când nebunesc. Deci, stăteam inertă. În momentul când un pic încercam să mișc ceva, o durere ascuțită, că explicam așa. Atunci când te lovești foarte tare de ceva și te doare ascuțit în sus, e o durere de aia ascuțită, tare. Și la un moment dat te lasă durerea și simți așa, că parcă poți să iei o gură de aer. Ei, ăla nu mai venea. Deci te durea așa câte o zi, două, și fără să-ți mai vină gura aia de aer înapoi. O așteptai, gura aia de aer, care nu mai venea. Și la un moment dat venea. Deci la un moment dat. Și zilele alea, când le aveam, mă rugam. Deci nu știam altceva să fac decât stăteam în pat liniștită, calmă, pe stare de calm. Deci Dumnezeu te pune la... Dacă nu ești în stare să te oprești tu singur din iureș, păi te oprește el, stai mă liniștit un pic și gândește-te la sufletul tău. Și mă rugam. Și tot știam eu să zic Tatăl nostru. Și mă rugam Tatăl nostru, deși mă suna unul altul la telefon, de aici vorbeam cu el la telefon și undeva în spate se zicea Tatăl nostru, în continuare. Deci Tatăl nostru era pe fundal și eu tot ziceam, și eu vorbeam, puteam să vorbesc cu tine, Tatăl nostru tot se zicea atunci. Și îmi venea câte o idee. Mă, ia sună-l tu pe medicul ăla, sau ia sună-l pe ăla, sau ia sună-l pe ăla. Că la un moment dat i-am dat telefonul unui medic nutriționist după a doua chimioterapie, că făceam diaree cu sânge. După fiecare chimioterapie eu făceam diaree cu sânge. Făceam o enterocolită, că practic îți atacă toate celulele cu durată mică de viață. Asta înseamnă piele, unghii, păr și tot tractul digestiv. Și atunci eu mie mi-a atacat, acolo probabil a găsit o zonă mai sensibilă, dar nu că numai că a găsit o zonă mai sensibilă. Eu făceam tot ce citeam atunci, tot ce citeam m-am apucat de citit. Și am făcut ceva, descria un tratament pentru drenaj limfatic și am băut 3 zile numai suc de citice, de lămâie cu portocale, cu așa. Și după ce am băut 3 zile numai asta, am făcut chimioterapia și s-a dus cu totul. Deci am venit acasă și am... Nu știam ce să fac, cum să mă pun înapoi una peste alta. Pentru că nu mai puteam reface. Și am dat telefon la un medic din Iași, el, un nutriționist. De fapt, am sunat mai mulți medici. Cum mai că îmi răspundea numai ăla de care aveam nevoie. Deci în momentul când mă hotăram să sun pe cineva și sunam pe ăla, pe ăla, pe ăla, îmi răspundea numai ăla de care aveam nevoie. Restul avea telefonul închis, nu răspundea. Deci așa se întâmpla. Și i-am spus, domnul doctor, ajută-mă să trec peste chestia asta, peste chimioterapie. Ajută-mă să trec de perioada cu chimioterapia. Zic, nu se mai moară în ziua de azi, nu se moare de cancer. Dar se moare că nu poate să duce omul cancerul până la capăt. Nu poate să-l ducă, nu poate să-l... Ajută-mă să trec peste asta. Și tipul, deși avea plin de programări, m-a sunat și a spus, spuneți-mi dumneavoastră la ce oră vreți. Și
pe mine m-a impresionat. Și am fost și plus că era un tip foarte pozitiv. Și am zis, doamnă, este un tip care a avut cancer de... a citit cartea anticancer, nu, vă recomand. Este un tip care a avut cancer la cap și are 10 ani de când e încă în viață. Nu știu cum îl cheamă, a scris cartea anticancer, să o citesc. Nu puteam să citesc tot, fiecare îți dădea, toată lumea trimitea spre tine, citește aia, citește aia, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia, și tu erai lat, nu știai să faci nimic, nu puteai să faci nimic. Și până la urmă mi-a zis el ce să fac, am rezolvat-o cu asta, am mâncat eu orez o vreme, și mi-a zis așa, nu citrice în perioada de chimioterapie. Și eu tocmai asta făcusem. Na, bun, am terminat și cu asta, am reușit, l-am dus la capăt, pe toate, dar simțeam că mai am nevoie de ceva. Deci, de acum ajunsesem, mi-a trecut. Eu în toată perioada asta am fost foarte prietenă cu părinte, Sfântul Părinte Nectarie. Nu știu dacă ți-a auzit de el. Mie mi-a zis vecina care a făcut cancer și era la Sfânt sub mine, de Părintele Nectarie, acolo m-a auzit prima oară. Dar este unul dintre sfinții zilelor noastre, care și el a murit de cancer și în momentul când îl rogi ceva și îl rogi cu credință, aproape instantaneu ți se îndeplinește tot. Sau cel puțin mie așa, eu așa funcționez cu el. Și l-am rugat atunci așa, te rog din suflet. Eu, din momentul, eram tot timpul down, down, down. Până când a venit vecina mea de dedesubt și a zis, uite, acest, de asta am zis, fiecare trebuie să agațe de ceva. Am primit de la o prietenă de-a mea de la București, sticluța asta cu mir, de la Radu Vodă de la București. O prietenă de-a mea ți-a trimis-o doar pentru tine, special pentru tine. Deci special pentru tine este sticluța asta cu mir. Și atunci, cuvintele astea au avut în capul meu, asupra mea, o rezonanță extraordinară, un impact extraordinar. Deci din momentul ăla eu m-am dus la serviciu fericită, eu am început să zâmbesc, eu am început... Deci parcă cineva ar fi apăsat un buton și ar fi spus, începând de astăzi tu vei fi bine. Așa am simțit-o eu. Deci ăsta este momentul din care tu începi să te vindeci. Așa am perceput-o eu. Adică Dumnezeu pe undeva, prin căile lui necunoscute, da, nu știu. A dat un semn și a zis, uite, Sfântul Nectarie, din momentul ăsta e pentru tine. Da, nu știu ce am simțit. Eu din momentul ăla am început să râd. Deci din momentul ăla am început să simt că trăiesc înapoi, că mă întorc înspre viață. Eu până atunci știam că vreau să trăiesc, dar gândeam lucrul ăsta mental, nu-l simțeam. Deci gândeam, știu că trebuie să mă fac bine, dar eu gândeam, nu simțeam. Deci nu simțeam, nu puteam să simt că da, într-adevăr, voi fi bine. Ziceam cu gura, ca să zic, acolo, din vârful buzelor, ziceam, da, voi fi bine, da, așa. Pentru că, la un moment dat, mi-am dat seama că ăștia din jurul meu se duc cu capul. Și că atunci când te îmbolnăvești de cancer, nu te îmbolnăvești doar tu de cancer, se îmbolnăvește o familie de cancer. Deci toți prietenii tăi se îmbolnăvesc de cancer. Absolut toată lumea în care tu îți derulai activitatea se îmbolnăvește odată cu tine de cancer. Și am zis, măi, până la urmă, dacă stau așa bine și mă gândesc, eu sunt privilegiată. Eu mă închis ocotelele cu viața asta și am plecat. Dar ceilalți? De ce să le fac una acasă? Mai ales ăsta mica mea care urla și zicea, nu muri, mami, că nu pot trăi fără tine. Te rog frumos să nu mori. Și când l-am văzut așa că se duce și el cu capul, el de frică să nu mori, eu după aia mi-a explicat Crina foarte multe și mi-a plăcut. În iarna în care eu făceam chimioterapie, Rareș s-a îmbolnăvit de pneumonie de 3 ori. Deci lui era frică să nu mă piardă și tot își rezolva din frici, iar făcea o pneumonie și iar când nu tot îi mai dădeam eu încredere. Mai făcea câte una. Ultima am făcut-o când m-am operat. Că tipa îi spunea, medicul pediatru îi spunea, fă-te bine că vine maică-ta acasă și e vulnerabilă, că e cu imunitatea scăzută și te mănânc dacă nu te faci bine. Ei, și din momentul ăla, deci când m-a văzut că m-am operat și gata, sunt bine, a terminat și el cu toate pneumoniile, cu tot, 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 tot. Și atunci am spus așa, i-am zis lui Rareș, mă, Rareș, te-am mințit-o pe tine vreodată? Nu. Ei bine, uite, fii atent că eu nu te mint nici de data asta. Eu am de gând să trăiesc până la 80 ceva de ani și să-ți cresc și copiii tăi. Mă crezi? Da. Și zic, ți-a trecut, te-ai liniștit? Da, mami. Ești sigur că ești bine? Da, mami, pentru că tu niciodată nu m-ai mințit. Și atunci când am văzut că s-a remontat, m-am simțit datoare. Dar eu în mine nu simțeam asta.
Eu simțeam că eu voiam să cred asta. Doar voiam să cred asta, e cuvântul potrivit. Voiam din tot sufletul, din tot sufletul voiam să cred, dar nu credeam. Până la sticluța cu mir. Deci când a venit sticluța cu mir, așa, după sticluța cu mir, imediat mă sună o colegă, o prietenă. Mă, ziceam că, tot auzeam că vrei la Sfântul Nectarie, la moaște, așa, da. Păi vezi că au venit, la gura humorului, la noi aici, au venit de la Muntele Atos, un părinte, și a adus ca și cadou la biserica aia pentru 2 săptămâni când stă el aici, pe perioada sărbătorilor, moaște de la Sfântul Nectarie. M-am gândit, a venit Sfântul Nectarie pentru mine. Să vezi tu cum a venit el. Și ne-am încolonat și am plecat în excursie acolo și cât am stat și am citit acatistul lângă el, când am pus mâna, am început să plâng pe loc. Dar n-am plâns un plâns normal. Ca în desenele animate cu Tom și Jerry, când plânge Tom ca și stropitoare, așa. Exact așa plângeam și eu. Îmi săreau lacrimile din ochi. Pur și simplu îmi săreau lacrimile din ochi și am spus, ajută-mă să trec peste toate, că eu când termin cu toate astea, vin la tine. Și când am terminat cu radioterapia, am vorbit cu Bogdan și am aranjat o excursie în Grecia și am plecat și am fost la Sfântul Nectarie. Și am înțeles că nu toată lumea poate ajunge la Sfântul Nectarie, ci că îi cheamă. Doar unii pe care s-a ales și ăia ajung până la el acolo. Și am ajuns, dar eu tot drumul ăla cât am stat, cât am mers până la el, tot închideam ochii și ziceam că până la urmă nebună, dar au început să se obișnuiască cu mine așa cum sunt. Soțul meu zicea, pe unde luăm? Și închideam ochii și, când am plecat, închideam ochii și tot îi spuneam părintele Nectarie, te rog frumos, vezi că eu nu am bani destul, trebuie să mă întorc în seara asta să fiu neapărat înapoi aici la hotel, că aici am plătit și am totul gratis, adică totul e deja plătit. Te rog frumos, ajută-mă să ajung mai repede. Și soțul meu zicea, unde luăm? Stânga-dreapta. Închideam ochii și parcă îmi venea să zic, stânga. Și el o lua la stânga. Și se dovedea că la stânga era, trecea drumul exact înspre port, în Pireu. În fața noastră, când am luat-o acolo, s-a întâmplat să fie exact un tip din Suceava care mai venea, mergea în fiecare zi, ăsta în fiecare vară în Eghina. Adică chiar totul e întâmplător, că exact în fața noastră era unul din Suceava, culme, cum exact ăla atunci, exact în momentul ăla, exact, parcă doar nu-i la piață, că te-ai ieșit din casă și te-ai dus până la piață, totuși ești într-o țară străină, ești la câți kilometri. Bun, și te-a dus ăla, vă duc eu până la Eghina, cum să nu, veniți după mine. Și a mers, totul a fost uns drumul până acolo și înapoi. Superb. I-am mulțumit frumos. Mi-a plăcut și Rareș că se zice că la mormântul părintelui Nectarie, dacă pui urechea, uneori el poate chiar să-ți răspundă și să-ți spună una alta. Dacă tu întrebi ceva, el îți și răspunde. Și Rareș mă întreabă, mami, dar eu am niște emoții. De ce? Dar oare el în ce limbă îți vorbește? Adevărul că nu m-am gândit la asta. Dacă întrebam, zic, nu știu, dar bănuiesc că știi. Problema este că întotdeauna, de fapt, nu e nicio problemă, așa, trebuie să scap de expresia asta, situația asta care e, e că nu știu ce-ți spune și cine-ți spune, dar tu știi. Orice ai întrebat, la un moment dat știi răspunsul. Răspunsul vine de undeva tot din tine. Deci știi, pur și simplu știi. Știi. Deci tu te întrebi, îți dai voie să știi, și la un moment dat știi. Asta e simplu. Ei, și în momentul ăla tot am citit, am avut din ce în ce mai multă vreme de mine și am început să tot caut. Și la un moment dat am văzut de noua medicină germanică și de... I-am rezonat bine iar cu, în perioada cu radioterapie cu Brandon Bays. Am intrat să caut ceva de naturiste, să mai iau ceva naturiste, zic că să mă susțin în perioada radioterapiei. Totuși destul de... Te simți obosit. Stai acolo 5 minute, doar nu-ți face mai mult de 5 minute nimic. Îți vine o rază foarte bine focusată, un laser, dar ești oricum, parcă ești într-o navetă spațială, așa, îți învârte una în jurul tău și merge cu precizie de numai. Și am intrat într-un magazin de naturiste și mi-a recomandat cineva în loc de magazin de naturiste, mi-a recomandat o carte. Poftim, cine ține cartea asta? Ați citit Brandon Bays, Călătoria? Nu. Vă rog frumos să o citiți, să o luați pe asta. Mă uit în portmoneu, bineînțeles că aveam un portmoneu exact, numai valoarea cărții, așa. I-am folosit, pentru că înseamnă că trebuia să-mi iau. Înseamnă că pentru aia erau banii din portmoneu. Și am început să citesc. Am citit o parte. N-am avut timp, pentru că
Hălăduiam toată ziua, când ajungeam seara, eram atât de obosită, nu puteam citi. Și după 2-3 luni s-a făcut că s-o citesc și am văzut că tipa se vindecase de o tumoră de mărimea unei mingi de basket, care ia din uter, avea o tumoră la uter, care apăsa deja sângera așa și tipa era de fapt un lider spiritual. Toată viața aia a făcut numai meditație, a mâncat numai naturiste, numai de astea. Și era rușine pur și simplu să recunoască că ar putea avea așa ceva. Și mi-am dat seama că se poate. Și în cartea aia povestește cum ea a ajutat la rândul ei, a făcut cumva un fel de metodă care să o urmărești. Practic un fel de meditație. Te duci în spate cum așa și îți găsești tumora. Ea și-a găsit-o altfel, dar ea pentru restul lumii a făcut un fel de formular, așa, în care poți să-l parcurgi. A, este un formular și l-a pus la dispoziție la finalul cărții. Ce mi-a plăcut e cum a început cartea. A zis așa, dacă tu citești rândurile astea acum, înseamnă că ai nevoie de ele. Eu m-am rugat ca cei care au nevoie de mine să vină înspre mine. Și atunci am zis, aha, stai puțin, că poate are dreptate fata asta. Și într-adevăr am văzut că așa este. Și atunci mi-am găsit conflictul, care conflictul meu era mult mai vechi decât și atunci medicina germanică ce mi-a spus se pupă cumva, concurează cu toate chestiile astea, dar totuși conflictul meu e mai vechi. Se poate să fie totuși și conflicte mai vechi de 2-3 ani. Deci conflictul meu era din copilărie. Când ai mei au fost plecați în Algeria. Eu am făcut clasa a doua la fără frecvență. Și în clasa a treia s-au gândit că eu pierd prea mult cu școala și să mă trimită ei cu avionul, cu cineva, cu o însoțitoare de bord, acasă, la o mătușă. Ei, și în momentul ăla mi-a spus așa, tu să nu cumva să o superi pe mătușa, că dacă auzim noi că o superi pe mătușa, ne supărăm foarte tare pe tine. Eu, cum mama mea, ce zicea, era lege pentru mine. Mătușa mea mă iubea ca ochii din cap. Deci făcea, îmi sufla, numai în fund îmi sufla, absolut orice. Când m-a văzut, eram un om normal, un copil de 1,40 m și 20 și ceva de kilograme. Atât de slabă eram în accepțiunea ei, ea care avea 100 și ceva de kilograme, eram albastră de slabă. Se scula noaptea să vadă dacă suflu. Și s-a gândit ea să-mi dea mâncare, că asta înseamnă, când iubești bunicii și noi, cred, că în general părinții facem, mai ales aia care avem un singur copil, facem greșeala să ne manifestăm dragostea prin mâncare. Prin mâncare. Da. Să mănânce mai mult. Da. 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 Na, așa știa ea, să fac atâta a făcut. Iar atunci m-am îmbolnăvit de toate, de N chestii mea. Deci dintr-un copil perfect sănătos, tot anul ăla am fost un copil bolnav. În continuu bolnav. Și de data asta nu cerșeam atenție neapărat, cât îmi reprimam foarte multe chestii. Și atunci ea mă întreba, ți-e dor de mama? Și eu ziceam, dacă îi spun că mi-e dor, o supăr. Și ziceam, nu! Ei, dar în momentul ăla când spuneam nu, mă ustura pieptul. Pur și simplu, eu țin minte și acum senzația. O senzație de căldură de aici, de usturime, de durere. Atât de tare mă reprimam. Și m-am îmbolnăvit de tiroidă, bineînțeles, ce puteam să mă îmbolnăvesc prima dată, în prima fază. Și m-am îngrășat, îmi dădeau și plus au mâncare, 30 de kilograme. Mama mea, când a venit și m-a văzut așa, cât un pătrat, s-a schimbat la față, s-a făcut așa, o luase leșinul. Albă era. Eu n-am înțeles niciodată, mie mi-a rămas chestia asta cosmintală. De ce mama mea nu se bucură când mă vede? Când ai 9 ani, nu faci o dramă din faptul că ai 5 kg plus sau minus. Chiar nu faci, nu... Nu te interesează. Dar pe mine o dramă am făcut, de ce mama mea nu s-a bucurat când m-a văzut? Pentru că ea în prima fază i-a picat fața și eu mi-am rămas până acum cu fața aia, de ce mama mea a reacționat așa. Și făcând o meditație cu Brandon Bays, așa, mi-am găsit conflictul. Am fost undeva la o tipă care a făcut Reiki mai cu câțiva ani, prin 2006. Și culmea că zice, hai că facem o sinotonie de vindecare, ceva în genul cu meditația, cu călătoria lui Brandon Bays, nu știu ce. Și atunci era prima oară când i-a zis, haide să ne închipuim un foc de tabără, nu știu ce, invitați pe cineva care reprezintă o entitate de care să țineți cont. După aceea mai invitați pe cine credeți dumneavoastră că e nevoie și a apărut maică mea. Și
Nu, atunci nu. Ea nu a făcut așa sinotonia de vindecare. Brandon Bays face așa și am făcut-o după aia, ulterior. Dar când, când a zis că să nu știu ce, să mă, nu mai țin minte cum a fost, ideea a fost că mi-am dus cu capul exact în perioada aia când mi-era, și m-a luat un dor de mama de să mor. Mama mea e în viață. Deci eu nu mai puteam de dorul lui mama, atunci aș venea să plâng. Și bineînțeles, fiind lume multă, n-am plâns cât aș fi vrut să plâng și cum aș fi vrut să plâng. Zic, tai mai că mi-am găsit conflictul așa, măcar bine că știu conflictul. Și înseamnă că l-am vindecat, am iertat-o pe mama și zice, întreabă-l pe ăla ce vrei să întrebi. Și am întrebat-o, deci întrebarea mea veșnică a fost, tu pe mine de ce nu mă iubești? Deci oricâte meditații am făcut și oricâte toate traumele care vin din copilărie, toate au legătură cu mama. Absolut toate. Poate că pentru mine mama, eram foarte, foarte atașată de ea. Și conta foarte mult ceea ce îmi cerea ea și ceea ce spunea, încrederea pe care mi-o acorda. Deci am, nu știu, a fost o relație cu totul și cu totul deosebită. Și toate când le-am făcut și tot ce mi s-a revelat, era legat de mama. Iar întrebarea a fost veșnică. Tu pe mine de ce nu mă iubești? Și mama mă iubea, dar ea nu știa să-mi arate. Eu simțeam că îl iubește mai mult pe ăla mai mic. Nu știu. Erați dat tu și fratele tău la părinți? Da. Și eu tot timpul am simțit, el fiind mai mic, că e mai protejat, că e mai așa, că e mai... Dar așa și era. De fapt, așa era. Așa era. Dar ei n-au știut să mă explice. Fă-i lua la desenul. Că, dar mie cine mi-a făcut desenul? Că eu mi-am făcut singură. Lasă-l, că el e mai mic. Da, ăla avea voie, nu știu ce, eu n-aveam voie. Tot timpul am fost, că am și întrebat-o, că eu aveam 4 ani și tot timpul, lasă-l pe ăla că tu ești mai mare, lasă-l pe ăla că tu ești mai mare. Și la, când aveam 6 ani și 2 ani, și el 2 ani, am zis, el e tot mereu ăla mai mic. Și pe la 8 ani am spus, eu toată viața mea n-am fost niciodată mică pentru tine și ăsta a fost tot timpul numai mic. Deci cum se întâmplă că un om și la 2 ani și la 4 ani să fie numai mare și ăla la 2 ani și la 4 ani și la 5 ani și la 30 de ani să fie numai mic? Și acum e la mică, nu? Da, și atunci... Are 30 ceva de ani, nu? Da, are 40. Și... Da, și așa a fost. Și până la urmă le-am rezolvat conflictul. Am văzut după aia tot parcă aș mai fi făcut ceva. Parcă nu așa. Parcă nu înțelesese pe deplin povestea, nu? Da, parcă mai era ceva de rezolvat. Parcă nu. Și atunci am văzut-o pe... Da, auzisem. Deci, da, auzisem de Crina Vere și auzisem de la o prietenă de-a mea chiar din perioada când făceam chimioterapie. Și săraca a avut delicatețea, că pot să spun altfel, am niște prieteni deosebiți. Deci toți oamenii din preajma mea sunt deosebiți. Toți. Care mi-a zis așa, eu particip, Crina Vere își vine în ea și eu particip la un alt curs de Bautec în momentul ăla și aș vrea să te rog ceva. Te rog, du-te tu la Iași, la cursul ăla că, și cu reportofon, eu îți plătesc cursul. Ea știa că nu am bani și nu știa cum să-mi zică. Și atunci mi-a zis că, îți dai seama că putea să vadă oricând, oricând doar a fost în tabere cu Crina, nu-i trebuia ei reportofon și chestia aia, a fost foarte delicată. Dar eu nu mă simțeam în stare să mă duc. Erau prea multe pentru mine atunci. Aveam prea multe de făcut și mi-era prea rău. Deci nu puteam. Eu abia ce făceam așa, abia când începeam să-mi revin să mă simt bine, trebuia să mă duc chiar la chimioterapie. Era o săptămână în care eram flendur, încă o săptămână în care aveam tot timpul un gust de WC în gură și eram nenorocită și de-abia mai ieșeam din casă. Deci după ce de la parter și până la etajul 2 unde stau la serviciu, îl făceam într-un sfert de oră, 20 de minute, așa urcam scările alea până sus. Dar mergeam în continuare la serviciu pentru că voiam să ies din să nu stau, să nu mă dau lovită, cum se zice. Dacă te-ai dat lovită, înseamnă și te-ai depus armele, nu au ce să mai aștepți. Și zice, du-te la Crina Vere. Și eu zic... Atunci făceai chimioterapie când te-ai dus la ea? Când m-am dus la ea, nu. Când m-am dus la Crina, a fost abia în noiembrie, acum când deja terminasem toată povestea. Nu, dar atunci cu reportofon. Nu m-am dus că nu puteam. Și am spus, te rog frumos să mă scuzi, dar nu pot să ajung, chiar nu mă simt în stare. Și nu m-am dus. Deci toată lumea îmi spunea de Crina Vere și îmi intra pe ureche, mi-a așa pe 100. Toată lumea îmi spunea că există moaștele Sfântului Nectarie la noi în Suceava. Îmi intra pe ureche, mi-a așa pe toate orificiile posibile. Nu, domnule, ăla era bun, ăla de la care l-a adus la bucățica aia de la gura humorului a fost mai importantă. Deci uleiuțul ăla care l-am primit de nu știu, n-are importanță de ce se agață unul. După aia mi-am dat seama,
retrospectiv, judecând și analizând și înțelegând, începând să înțeleg, am început să tot înțeleg și am mai făcut și meditații și l-am găsit și pe Muji și l-am mai găsit și pe nu știu care și Indra m-a ajutat cu tot felul de texte pe mail și ceea ce făceau ei, practicile lor spirituale, fiecare, era un grupuleț, toată lumea îmi trimitea, deci a fost un grupuleț cu practică de asta spirituală al Indrei, care mi-au trimis e-mail-uri pe toată perioada cât am stat eu acasă. Am stat un an acasă după aia. Deci, ăia m-au susținut cumva din umbră. Oamenii ăia, eu le-am mulțumit și le mulțumesc și mă rog pentru ei ori de câte ori am ocazia, fără să le zic nume, le-am mulțumit odată într-un mail așa mare, mare la toți, pentru că sunt recunoscătoare, pentru că ei, fără să știe, ei mi-au oferit pe mie suport. Deci, și în plus, când am avut operația, am sunat-o pe Indra și mi-au trimis, nu știu ce au făcut, mi-au trimis lumină, mi-au trimis energie, mi-au trimis ce am avut nevoie și operația mea a decurs perfect în ziua aia. Deci am plecat, totuși ceea ce nu, îi spuneam, nu găsesc înțelegere. Am ajuns cumva la un alt nivel de înțelegere, dar e rău când nu poți să mai găsești pârghii de comunicare cu ceilalți. După aia ești cumva, trebuie să tot cobori, ei nu te înțeleg. Și zic că bați câmpii. Și atunci când îți ia de acasă, e mai rău. Când începi să botoșezi și tu nu poți. Deci n-ai cum să-i înveți pe... N-ai, nu, nici nu-i poți învinovăți nici pe ei, nici nu știi cum să faci. Pentru că n-ai cum să-i învinovățești. Nu poate un om să priceapă când nu poate să priceapă. Cum ce să-i reproșezi? Că nu poate să înțeleagă? Dar el nu poate să înțeleagă, nu că nu vrea. Da, până la urmă e treaba lui. Și asta exact așa am și zis. Când am plecat astăzi de acasă, am spus așa, de ce te-ai botoșit? Păi așa, că am stabilit, că nu știu ce. Și am zis, e alegerea ta, dacă vrei să fii supărat, e alegerea ta, dar nu mă băga în supărarea ta, că n-am nicio legătură. Și când am fost la Iași, acum, după aia, da, am văzut-o pe Crina, după 2 ani și ceva. Tocmai filmam și vorbeam de tine și exact în momentul în care a început să vorbească de tine, a început să sun. Cum? Da, mă, exact în momentul ăla. Când eu știu, cine la telefon? Știu cine e. Știam, toată lumea știa. Hai, spor la treabă și poftă bună. Acum, căutând o piesă, să ascult, eu așa, ba ascult una, ba ascult alta, acum, opa, uite pe când avea și... Parcă abia atunci am văzut-o pentru prima oară și m-am auzit. Ia să văd despre ce povestește ea. Și era o emisiune televizată de vreo oră și ceva, care am ascultat-o în 2, 3 zile la rând, pentru că ține minte minutul, n-am avut timp, tot ba suna un telefon, ba alta, de data asta trebuia să o ascult. O lăsam, ținea minte minutul, mi-l notam și o luam de acolo și așa. Și dacă nu înțelegeam ceva, o luam din nou și iar din nou și iar din nou. Și am văzut că se cam pupă ceea ce spune ea cu ceea ce făcusem eu. Instinctiv. Ziceam eu instinctiv, dar eu m-am rugat la Doamne, Doamne. Deci, cam ceea ce trebuia făcut, cam ceea ce făcuse ea, așa făcusem și eu. Deși eu făcusem chimioterapia și radioterapia, pentru că eu mă dusesem cu gândul că așa trebuie să fac, pentru că așa mi s-a arătat. Mie totuși așa mi s-a arătat. Și probabil că așa fi fost, așa era nevoie. Și atunci zic, stai mă, că eu vreau neapărat să o cunosc pe femeia asta. Eu vreau să înțeleg mai bine și vorba soțului meu. Alta e energia când te duci acolo și când îți povestește parcă ție, e altceva. Deci e ființă cu ființă, nu e Da, sticlă e cu transfer sticlă. energetic. Și atunci am zis eu, m-am dus la serviciu și le-am zis așa, bă, fetiță, uitați care-i treaba. Când vine Crina Vereș la Iași? Pe mine nu mă interesează dacă îmi dați liber, nu-mi dați liber. Eu lucrez operator calculator și suntem trei. Una dimineața, două după amiaza, la o firmă de distribuție, destul de multă muncă. Nu știu dacă voi puteți sau nu puteți și oricum nici nu o să mă intereseze. Deci în momentul în care aud că vine Crina Vereș la Iași, nici nu știu dacă o să am bani sau nu o să am bani, dar nici asta nu mă interesează, eu plec. Nu știu cum fac, ce fac, deci eu atunci mă voi duce. Și în timpul ăsta moare nașul meu așa subit, nu știu ce se mai întâmplă, deschid Facebook-ul și mi apare pe Facebook o tipă
care mă invită să dau like la o pagină conferințe spirituale. Doamne, am o tipă care dăduse like la nu știu ce postări ale mele, i-a plăcut ce scriu și a devenit prietena mea și m-a invitat să dau like. Când dau like, Crina Verea și la București. Deci așa s-au legat chestiile. Deci imediat după ce mă uitasem la emisiunea aia, Crina Verea și la București. Mă apuc și scriu, vreau, îi dau cerere de prietenie, că n-aveam, altfel nu știam cum să o contactez. Și zicea că e full de prieten, că nu-i mai trebuie prieten, așa, așa e la Facebook. Și eu când am avut așa, scriu un mesaj. Crina, vreau, eu sunt un om care am trecut printr-un cancer de sân, la, și aș vrea să faci o conferință la Iași. Vreau să mă anunț când, cum și la. Nu mi-a răspuns nimeni la mail. Dar după un timp mi-au apărut pe conferința aia, conferința la Iași. Era la o săptămână diferență. Deci așa au fost atunci. Au fost la București și după o săptămână au venit în Iași. Și i-am zis, mă, probabil că femeia este preocupată ca să aibă timp de răspuns la e-mail-uri, dar ea face ce simte. Așa am gândit. O fi fost așa, nu o fi fost așa, m-o fi văzut, nu m-o fi văzut, nu mai contează. Deci astea sunt detalii, chiar detalii. Timp în care eu am început să tot pun conferința la Iași, conferința la Iași, conferința la Iași, la mine pe pagina de Facebook. Doamna aici de față zice, mă, tu să nu spui că te duci la conferința la Iași, dar mă ia printr-un mesaj privat. Zic, ba da, de ce nu? Zic, hai să nu spui că mergi. Zic, ba, mă duc. Și ea zice, aș merge și eu. Nu, zic, și pe cine te oprește? Eu n-am vrut să pornească de la mine, să zic, hai și tu, mi-era mai comod să merg cu cineva. Era mult mai fain să mă duc cu cineva, dar n-am vrut să meargă forțat. Deci n-am vrut să meargă de dragul meu, am vrut să meargă de dragul ei, să pornească de la ea și am lăsat-o în pace. Și așa am ajuns noi două la Crina și culmea, când ne dăm jos dintre ea, îi spun Diana, îi zic, uite pe Crina, aia e Crina. Dar am văzut așa cu ochiuțul meu de soacră, am remarcat-o cum a coborât, călătorit cu același tren, am călătorit toate trei și era cu copii și îmi venea să mă duc să o pup din gara. Dar când am văzut-o, aveam niște emoții de numai și am zis să nu mă duc să sar pe ea. Eu, în general, sunt o persoană foarte, foarte băgăcioasă, așa mi s-a reproșat. Și atunci, zic, hai să nu mai fiu așa băgăcioasă, poate cuiva nu-i face plăcere totuși să mă duc să mă bag în perimetrul lui intim. Hai, ușor. Deci să mă, că e mai elegant, mai ușor, până la urmă așa. Și ne-a abordat Crina. A venit lângă noi pe sală, i-am povestit, uite Crina cum a fost, așa, așa, așa. Dar eu simțeam că așa, zice, tu ți-ai găsit conflictul, zic, măi, eu ziceam că l-am găsit până acum. Dar acum am văzut că se pupau, concurau foarte multe alte conflicte, care m-am regăsit și în ala, 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 nu mai știu. Am fost, am înțeles bine ce mi-a zis ea, dar eram liniștită, deja erau chestii pe care deja le știam, care le-a spus și mi le-a reconfirmat. Era exact reconfirmarea de care aveam nevoie. Deci era punctul ăla pe ei, care simțeai nevoie să-l pună cineva. Aia a fost. Și a fost, într-adevăr, a fost așa o stare de liniște, eu nu știu. Am plecat cu înspre Iași cu frica să nu fie ceva gen adunări de pocăiți, unde cineva vrea să-ți vândă ceva cu tot, deci să-ți bage, să-ți deschidă capul și să-ți bage în el ce vrea el. Deci să te încarci tu exact cu ceaia și să pleci cu, să vii cu ideile tale și să pleci cu ale lui. Nu. Deci mi-era teamă de chestia asta. Dar n-a fost așa. Deci chiar n-a fost așa. Îi spuneam Diane, zic, vreau să nu mă duc cu prea multe așteptări, vreau să nu am așteptări, eu fug de așteptări. Așteptările sunt exact o sursă mare de deziluzie, eu fug de așteptări. N-am nevoie de ele. Cum e cu tine acum? Eu sunt bine acum, eu sunt foarte bine acum. Așa de bine că ultima oară când a venit Crina la Suceava la conferință și a început să vorbească de cancerul de sân, am încercat să-mi amintesc care a fost diagnosticul și nu mi-l aminteam. Deci nu puteam să mi-l amintesc. Am încercat și ce-o fi avut și nu mi-l aminteam. Deci n-am putut. Nu am reușit, când am văzut așa, am renunțat. Zic, deci înseamnă că nu s-a șters. Deci nu mai am. Și în plus, chiar veneam de la controlul, merg din 3 în 3 luni la control și îmi fac analize. Și ultima dată eu am o plasă în care îmi țin toate analizele pentru că nu vreau să le văd.
Nu mă mai interes. Nu-mi face plăcere să le văd. Tot le pun acolo și numai iau plasa de la intrare când mă duc la analize, când mă duc la Cluj, la așa, și o las tot acolo și 3 luni de zile nu știu. Nu am treabă cu ea, nici nu știu că există, nici nu vreau să o văd. Ei, mă duc cu ea și nu mai știam. Trebuie să-mi iau mostră de urină, să duc la probe. Nu mai știam. Și mi-am pus eu într-un sticluț, într-un borcanel, că n-aveam altceva. Când mă întorc înapoi, n-am avut nevoie de ea. Zic, hai să văd, să arunc prima mea grijă, să arunc, să rămân acolo. Când mă duc, aia nu știu ce, nu stătea așa, toate erau murate, era o nenorocire acolo de numai. Eu mă pun pe râs, vine soțul meu acasă, zice. Nu, dar nu, erau murate, dar nu, erau în țiple. Se vărsase, da. Se, peste analize? Da, nu peste, nu se vărsase nimic, numai că nu era strâns bine borcanul și s-a prelins cumva și tot dosarul, numai dosarul a fost afectat, cel mai grav avariat. Așa, că restul erau puse în țiplă, erau țiplă în folie. Și între soțul meu acasă, eu râdeam, dar nu mai puteam, ce ai mă? Bă, zic, mă, universul mi-a trimis un mesaj foarte drăguț. Și zice, dar ce ți-a zis? Zic, mi-a zis, Oana, pișă-te pe analize că nu mai sunt valabile. Și atunci, chiar așa a fost. Și mi-a zis, doctorița, știți că, zic, doamnă, dar am 2 ani, mai vin mult din 3 în 3 luni, că e cam greu să vin aici, nu neapărat din punct de vedere fizic, ci mental, la care, și afectiv, la care ea zice, da... Zic, măcar la 6 luni, de-aia zice, știți ce? Eu cred că trebuie să veniți în noiembrie abia, să facem niște investigații clare atunci și vreau să vă chem în noiembrie. Și asta eram în februarie, deci să vin deja după 2 ani, să vin o dată pe an, deja e o realizare pentru mine. Și asta cu analizele mele murate. Și atunci, așa, a doua zi când am la conferință la Crina, iar a început să povestească de cancerele de sân. Și iar am început să mă gândesc oare care o fi diagnosticul. Și iar nu mi-l amintesc. Da, era cât pe ce să mi-l amintesc. Și m-a luat un somn. Am început să casc. Dar nu mă puteam concentra nici cum. Și am zis, da, e clar. Deci, e clar. Nu mai s-a terminat. Că mintea ta care e puternică, nu? Mintea mea care, mintea noastră e puternică. Numai noi nici nu știm să o folosim. Da, adevărat. Să o canalizăm. Da, mintea noastră e foarte puternică. Foarte, foarte, foarte puternică. I-am învățat să... Adică, hai să o luăm altfel. Acum ai trecut prin boala asta. Da, am trecut. Cum erai înainte? Cum ești? Ce făceam eu înainte? Înainte nu mă iubeam. Asta era. Deci, eu ceram... De ce aveam eu nevoie de iubire de la toată lumea? Pentru că eu nu mă iubeam pe mine. Și puteam să primesc iubire cu căruța. Deci putea să-mi trimită, ăsta, universul, 100.000 de oameni, tot universul și tot, deci toate entitățile de vii și nevii să-mi dea iubire. Atât timp cât eu nu mă iubeam, este egal cu zero. Deci nimeni nu putea să-mi ofere iubirea de care aveam eu nevoie de la mine. Și atunci, acum am învățat să mă iubesc. Și ce s-a întâmplat? Dacă tu nu ți-ai oferit chestia asta, ce a făcut Dumnezeu? Păi Dumnezeu m-a salvat, m-a tras afară din nenorocirea în care era. Meseriaș? Dumnezeu m-a scos, cum să zic, eu tot mă rugam, Doamne, am nevoie de Tine, reconectează-mă la Tine, nu pot să mă reconectez la Tine. Nu pot, am pierdut legătura cu Tine, nu mă pot reconecta ca lumea. Simt eu. Eu tot timpul m-am simțit, eu de când m-am născut, m-am simțit o privilegiată. Și am zis, eu mă duc direct în rai. Nu știu, eu știu chestia asta. Și bunicul meu spunea, cred. Și toată lumea, în afară de bunicul meu, de la țară, nimeni nu m-a crezut. A zis, cred, sunt oameni care știu. Așa, și... Și la un moment dat, când s-a născut Rareș, am pierdut conexiunea asta. S-a șuntat cumva. Dar acum, de unde s-a șuntat și s-a lipit, e de 2 ori mai puternică. Gândește-te, da, hai să... Nu te iubeai, da? Da. Și ce s-a petrecut? Păi s-a petrecut că mă iubesc acum. Nu s-a petrecut, dar până să te iubești, până s-a petrecut să mă iubesc, ca să mă iubesc, m-am demontat. Întâi m-am demontat, m-am decojit cu totul. Deci m-am decojit. M-a trântit odată de pământ atunci când cu chestia aia, cu așa. Și atât, am început am început să mă gândesc la mine. În viața ta... Da. N-a avut un rol la trezirea asta ta? La te-ai învățat să te iubești? Dar cum să nu? Păi, de altfel, fără ea nu puteam.
Păi fără ea nu puteam, boala mea, deci eu am, povesteam dacă, era o chestie pe care i-o spusesem Diane și mă scuzi, era deja spusă, era deja aici. I-am spus Diane, toată lumea se uită la mine ciudat pentru că eu spun mulțumesc Doamne din suflet pentru faptul că mi-ai dat cancerul de sân. Îți mulțumesc din toată inima mea pentru cancerul ăsta de sân și o văd ca pe un lucru bun din viața mea. Tot timpul, poate la început nu l-am văzut așa, n-aveam cum. Dar acum îl văd ca pe cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla în viață. Pentru că am început să-mi văd viața cu alți ori, parcă m-am născut a doua oară, am înțeles lucrurile altfel. Am început să văd lucrurile altfel, să le simt. Cum să zic, văd tot ce se întâmplă în jurul meu, văd altfel. De ce? Pentru că am ajuns la un alt nivel de conștiință. Cum? Cum? Prin... Adică ce, practic, prin conjunctura în care ai... Prin conjunctura aia am început să caut altceva. Dar, în primul rând, îți aduce liniște. Deci, nu poți să-ți dai seama, nu poți să conștientizezi nimic dacă nu ești liniștit. Ori într-un iureș, în iureșul în care trăim, în zoreala în care trăim și nu dăm importanță decât la chestiunile exterioare, noi privim în exterior. Noi trebuie să ne reorientăm privirea înspre noi. Ori nu avem timp să o facem. Și atunci când dă câte un necaz peste noi, nu avem încotro. Și te întorci cu privirea către tine. Și atunci începi să te vezi și atunci din aproape în aproape începi să cauți explicații și începi să te curăți și ca și că atunci când începi să faci curățenie generală o iei de la un loc, că parcă vrei să ștergi numai un pic, numai un colț de geam și te trezești că ștergi tot geamul și după aia ai mai scuturat și covorul ăsta și hai că să mai scuturi și pătura și hai să mai speli și fața de pernă și hai să mai dai și jos praful de pe pereți și tot așa și la un moment dat și tot curățăm. Și tot curățăm și tot mai avem de curățat și tot mai găsim și tot mai curățăm. Și tot. Și e fain că tot continui. Continui și m-am ajuns să te reconectezi. Da, și ajungi să te reconectezi și ajungi să începi să înveți să te iubești. Inițial începi. Că nu pot să zic că chiar mă iubesc total acum, dar oricum sunt pe calea cea bună. Și până la urmă, parcă la un moment dat înveți să te accepți, înveți să tratezi o viața cu pozitivism. Păi întreba cineva, întreb, măi, că trebuie să fii pozitivă. Și am zis, ce înseamnă să fii pozitivă? Păi înseamnă că totul va fi bine, să gândești că totul va fi bine. Și zici, cum gândești tu? Tu spui chestia asta și spui că asta e un gând pozitiv? Zice, da. Zic, păi de asta e cel mai destructiv gând care poate exista. Zice, păi cum așa? Păi dacă tot timpul va fi bine, înseamnă că tot timpul acum e rău. Zic, deci eu în permanență trăiesc într-un rău permanent. Și bine va fi undeva într-un da, viitor. Într-un viitor. Deci eu trăiesc într-un permanent prezent plin de neajunsuri și spun că gândesc pozitiv. Zic, nu e asta pozitiv, mai pozitiv este să accepți că tot ce este acum este spre binele tău. Aia e pozitiv. Deci de-aia mi-a dat Dumnezeu cu o piatră în cap. Dacă m-am împiedicat, într-adevăr, când mergeam la gunoi și am dat cu capul de pământ, da, înseamnă că așa trebuia. Oare ce-o fi fost? Oare de ce am dat eu capul de pământ? Oare ce am de învățat din treaba asta? Da. Oare de ce m-am îmbolnăvit? Da. Oare de ce m-am îmbolnăvit? Oare ce-o fi făcut să... Nu că ce-am făcut să merit asta. Oare ce-am... Cum am ajuns eu de m-am îmbolnăvit? Ce caut eu prin boala asta? Ce mi-oferă mie boala? Ce se întâmplă? Că de ce m-am... Eu tot m-am întrebat, de ce m-am îmbolnăvit? Ce am făcut asta? Am găsit conflictul. Și conflictul era de separare. Aia plecase acolo, maică mea, eu aici, eu simțeam că mă mai iubește. Asta era toată problema. Simțeam că nu mă mai iubește. Și că dacă m-ar fi iubit, m-ar fi ținut și pe mine acolo ca pe fratele meu. Așa m-a trimis peste mări și țări. Mamă. Da. Și atunci dacă eu aș fi vrut, tata n-avea nicio, deci tata n-avea nicio legătură. Dar tata era și el acolo. N-avea nicio legătură. Mama, de ce mi-a făcut mie mama în acasă? Da. Nu, tata nici nu mi-a apărut vreodată în toate meditațiile. Nu era. Deși și el tot aceeași decizie a luat-o împreună. Nu, eu cu mama. Mama, de ce mi-a făcut chestia asta? Da. Și a fost foarte fain. Deci foarte fain, și acum e altfel. E altfel. Și te întâlnești cu
Dar cum? Dar am și zis, uite ce am pățit, uite așa, ea, tipă, ea e o tipă foarte deschisă. E o tipă destipată. Nu era treaba ei, dacă ea ce vină are în toată afacerea. Și am zis, mă, eu îți spun ceva, dar să nu te învinovățești, n-ai nicio treabă. Dacă nu era mama și tata, eu poate nu eram acum să dau acum interviul ăsta, pentru că ei m-au susținut. Taicul meu de unde zicea că e cel mai mare ateu de pe pământ. L-a ajutat și pe el, că doar bineînțeles că conflictul ăsta meu și tot ce ți se întâmplă cumva e rezidual, merge și pe cei din jurul tău. Și învață și ei din partea ei. Și cei din jurul tău. Se vindecă. Și tot le spun la așa. Odată ce m-am vindecat eu și m-am schimbat, eu când am început să mă schimb eu, toți în jurul meu au început să se schimbe. Așa se și da, și culmea că sunt... Da, și culmea că sunt din ce în ce mai frumoasă, asta e ideea. Și bună și adevărată, nu? Da, chiar sunt! Și da, chiar... Ne bucurăm că ești. Da, chiar sunt! Da, chiar sunt! Nu că zic, eu chiar sunt, pentru că nu are importanță că am 20 de kg în plus. Dimineața mă îmbrac cu un zâmbet și am ieșit din casă și nu mai vede nimeni niciun kg în plus, niciun minus, nici nimic. Dar chiar nu contează. Nu contează.